Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Zidirea oamenilor. Phoebe s-a arătat de ajutor multora. Romani, capitolul 16, primele două versete. Biserica ta are nevoie de membri devotați lucrării de sprijinire și de încurajare a celorlalți. De oameni ca Phoebe, despre care Pavel spunea că s-a arătat de ajutor multora. Expresia a fi de ajutor în greacă se aplica antrenorilor care îi pregăteau pe atleți și se asigurau că sunt antrenați și echipați ca să câștige. Teologul Mull a descris-o pe Phoebe drept campioana care i-a susținut pe alții, prietenă curajoasă și devotată celor convertiți aflați în încercare, ducând lupte de protest în timpul cărora a avut parte de împotrivire și pledând pentru cauza celor săraci. Am încheiat citatul. E o misiune foarte grea. Și în generația egocentrică în care trăim, nu mulți sunt dispuși să-și asume această misiune. De fapt, nu există o investiție mai mare decât cea în oameni. Când te investești pe tine însuți într-o persoană, îți faci singur un cadou, pentru că nu poți lumina cărarea cuiva fără să ți-o luminezi pe a ta. Iar răsplata divină depășește orice răsplată de pe pământ. Fiecare va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut, scrie în Efeseni capitolul 6, versetul 8. Iar un pastor adăuga, ai ceva ce nimeni altcineva nu poate oferi. Gândește-te cum poți ușura viața cuiva, pe cine poți sprijini și întări. Cineva are nevoie de încurajarea ta astăzi. Cineva vrea să știe că ai încredere în el, că îl susții, că ai convingerea că are ce îi trebuie pentru a reuși. Privind în urmă, probabil cineva a jucat un rol important în viața ta și te-a ajutat să devii ceea ce ești astăzi. Un părinte sau un profesor care a avut încredere în tine, un șef care te-a promovat atunci când nu te simțeai calificat, cineva care a văzut în tine mai mult decât ai văzut tu însuți. Am încheiat citatul. Acum este rândul tău să fii un astfel de ajutor.